terme, mai greuți, mai subțiați de la, de la unde? Cum? Apropo, aș vrea să de fac o... Da. Ce? Un anunț puternic, nu cu cure cu astea. M-am înscris la maratonul ăsta sau ce este. știu că asta e reacția tuturor când a zis, nu mai ne pot să râdem că nu ne-am dat cu strugurel și ne crapă buzele. Da, nebunule care ești. Te-ai înscris la? La repet cu cuvintele mele rar. Da. Pe data de 1 aprilie și nu este păcăleală. Așa s-a nimerit. Nu e păcăleală, nu e bătaie de batjocură. Concurez pentru asociația Aurei Ion, cea care a decedat în accidentul din Apuseni și ajutăm niște copii care nu pot să meargă la școală, deci da, aia mă duc practic. Și trebuie să terminăm 10 km și jumătate într-o oră și jumătate. Acum de-abia urmează partea de râs, pentru că regulamentul oficial al competiției scrie așa: mă, voi trebuie să terminați într-o oră și jumătate, pentru că după aia ridicăm barierele și poate să vă calci orice mașină pe stradă. Aici avem problema mie, că dacă mă lasă pe la Piața Unirii și saltă ia popicele alea, să nu mai iau. Și o să trebuiască să mă concentrez, deci să terminăm într-o oră și jumătate. După această oră jumătate, organizatorii nu mai garantează securitatea concurenților. Și dacă te-a prins pe stradă... Ai făcut și tu repriza a doua? A doua? A treia. A treia, a patra, a cincea. Deocamdată am mâncat ieri cu gândul că începând de azi mă apuc de cură. Ieri am mâncat greu de tot. Am zis, bă, dar de mâine... Mâine se face un an de când iode mâine nu mai mănânc. Da, exact, iode. Este bancul cu iode, iode mâine.